Vremea, în județul nostru, pentru următoarele 24 de ore, se va afla într-un ușor proces de răcire. Temperaturile negative își fac apariția pe timpul nopții, însă nici ziua nu vom resimți confortul temperaturilor pozitive. Vineri la Giurgiu, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile se vor extinde în tot județul. Meteorologii spun că există șanse ca precipitațiile să se transforme în zăpadă. Vântul se va intensifica temporar, iar maxima va fi de minus 1 grad. Astfel, vineri, la Bolintin se vor înregistra minus 3 grade, la Mihăilești minus 3, Ghimpați minus 2, Hotarele minus 2, Izvoarele minus 1, Comana minus 3, iar Giurgiu minus 1. Viteza vântului în perioada prognozată va fi de 33 de km pe oră, bătând din sector nord-estic. Presiunea atmosferică va înregistra valoarea de 757 de mm coloană de mercur, apele Dunării, în scădere cu 1 până la 3 cm, vor înregistra cota de 44 de cm, iar umiditatea în Giurgiu va înregistra valoarea de 88%.